Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Ce vor plantele. Dacă este miercuri și este ora 17, atunci vă dăm întâlnire cu Sănătatea Plantelor. Și dacă vorbim de Sănătatea Plantelor, avem alături de noi invitatul emisiunii, doctor inginer Horia Ghibu, specialist în protecția plantelor. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit! Și cum v-ați obișnuit, dânsul alături de mine va încerca să vă dea toate detaliile în ceea ce privește obținerea de recolte bogate și sănătoase, să vă răspunde problemele cu care vă confruntați. Aveți la dispoziție cele două numere de telefon, cele afișate pe ecran, unde puteți să intrați în direct cu noi și spune bună ziua primului telespectator. Alo, vă ascultăm. Bună ziua. Alo, bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună ziua, am zis și eu. Bună ziua. Sunt din Târgoviște. Da, vă ascult. V-am sunat de mai multe ori, am stat de vorbă. Domnul profesor, am zmeură, da, care a crescut anul ăsta, nu a veche de anul trecut. Va face, va înflori în toamnă, știu eu. Da. Cu ce să dau la zmeură? La zmeură puteți da cu un produs. E foarte frumoasă, crescută, dar are fructe. Nu, asta, că e asta nouă care a crescut acum. Asta nouă care a crescut acum. Bine ar fi să dați... Nu, nu are fructe, nu. Bun. Deci ori sistein forte, ori strobii, ori... Score. Ori ortiva, deci trebuie să florească de acum încolo. Nicio problemă. Deci substanțele care vi le-am recomandat previn făinarea, care poate să apară. Și acolo să mai adăugați și un insecticid, cum ar fi, de exemplu, Midaș. Midaș. M-I-D-A-S-H. Insecticid, da. Da? Midaș. Sau Talent. Sau Calypso. Sau dacă observați că frunzele capătă o culoare marmorată, să puneți atunci și un acaricid, Nisorun. Nisorun, dacă se fac frunzele așa, dacă sunt marmorate, dar așa ca și cum ar fi, mă rog, pătate cu nisip, așa. Să fiți atenți la cultura la majoritatea culturilor la acest moment, să fiți atenți la cicade. Pot să apară și pe vița de vie, și pe zmeură, și pe mur, și pe pomii fructiferi. Mare atenție! Cicade? La cicade. Sunt niște insecte care mai mult sar decât zboară. Gata. Domnul profesor, mai am încă, cred că două întrebări. Da, spuneți. Am muri din aia fără mărăcini. Da. Și sunt făcute, dar nu s-au copt. Cu ce să dau să nu mucegăiască, să nu... Da, acolo puteți, dacă sunt pârgă sau, mă rog, sunt verzi. Bun. Să folosiți produsul Teldor. Teldor, nu? Da. Sau Papirus. Ce găsiți? Am aici un elev care îi dictez, domn doctor, care vă urmărește zi de zi. Și eu îi dictez, eu sunt și el dictez. Foarte bine, așa, da? Și trebuie să ne notați, pentru că niciodată nu știți informațiile astea dacă le mai primiți sau nu. Nu pierde nicio emisiune, fiți sigur. Da. Mă cert cu ea aici, mă. Dar emisiunea fuge de la orice și vine când aveți emisiune. Da. Dar că n-am terminat, mai am ceva. Da. I-ați dat, nu mai găsește Reldan. Nu se mai găsește Reldan, puteți să folosiți produsul Midaș. De asta vă spun. Știți pentru ce-l dă? Poftiți? Pentru păduc la găini. La păduc și la găini? Vă spun, puteți să folosiți un produs foarte bun, Dracher. Dracher, nu? Da. Păi zice că i-ați dat dumneavoastră rețeta acum un an și ceva. Acum un an și ceva, dar haide să vă mai spun acum, făcând emisiunea Animasfera și știind că există și alte produse. Mergeți la o farmacie veterinară. Mai am la roșii, când dau acolo le ud, sare din ele niște musculițe și țânțari. Da, e musculița albă de seră. La musculița albă de seră să căutați
produsul Mavric. Nu e chiar albă, nu știu, e așa, dar mai mult stau țânțarii pe acolo, aia, de țânțari ce aia, să fac? Aia este, pentru că ea zboră numai așa foarte întrerupt, puțin se așează iară. Dar țânțarii ce fac cu ei să țânțarul dispară de acolo? Nu are nicio problemă, deci dumneavoastră, el se adună de regulă acolo unde găsește un pic de umiditate și apă. Păi nu, dar am eu probleme cu ei și vreau să-i distrug. Da. Deci, când intru să urc, seara săr toți pe mine. Vă spun ceva. Vedeți că da, în preajma dumneavoastră undeva este o sursă, da, de apă, o baltă. Nu știu unde, sau dar pe acolo apă pe undeva. Sau țineți apă într-un butoi, da, sau undeva. Sau apă în butoi. Da, apă e chiar la mine. Am bazine, am asta. Ei, acolo își vețuiesc ei. Acolo trăiesc traiul. Bine, domnul doctor. Acolo puteți pune în apa aia un insecticid, mor larvele și ați rezolvat problema. Eu o puteți folosi după aceea la tratamente. Ce insecticid să pun? Puteți pune Calypso, puteți pune Talent, puteți pune Midas. Sunt multe insecticide care le... În fântână, că am și fântâna lângă ei. Na, vedeți? Deci sursa de apă. Dacă eliminați... Dar beți apă din fântână, nu puneți insecticide. Da, da. Păi beți apă? Păi acolo ce pot să pun, da? Păi unde beți apă, acolo nu, acolo... Aha. Și cum beți apă de pe larvele de pe țânțari? Păi, că-i scot, e vâiesc de acolo, am pompă în jos. Am înțeles, deci da, trebuie neapărat dezinfectată. Aia cloramină. Așa. Sunt niște produse cu care tratați apa și dezinfectați apa. Mergeți la, da, la farmaciile veterinare. Bine. Și de acolo vă luați și ăsta de tratat apa și vă luați bine, și pentru domn, găini. Bine, domnișoare, ce v-a interesat, mi-a spus, cu zmeura și cu murele. Da, să aveți grijă pentru mucegaiul ăla, pentru putregaiul cenușiu. Așa? Produsul Teldor. Teldor, da, da, putregai. Să-l folosiți când ele, fructele, sunt încă verzi. Când sunt verzi, acum. Da. Auzi, când sunt verzi, acum. Sau pirus sau papirus, cum v-a spus Cristina. Vă mulțumim, multă sănătate, vă dorim alo, bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua, din sud vă sunt. Vă ascultăm. Am o vie foarte veche, bătrână, cu tot felul de soiuri, predomina algeriană, da, un soiul vechi. Da. Și strugurii sunt frumos, toată via e frumos, am stropit-o, însă am întârziat cu arăcitul, n-am arăcit-o, n-am legat-o și, în schimb, după un motocultor, după un privit, am smuls toată iarba și apoi am prășit, totul după atâtea ploi a crescut iarba. Da. Acum, dacă pot să pun aracii și să smulg iarba, că de erbicidat cicara n-am găsit, iar cu pantera mi-e teamă să-l dau pe vie. Nu, că nu dați pe vie, dați numai dedesubt. Păi dedesubt, dar e după plug pusă, e vie măruntă. Aha, da, da. Ce să vă spun? Atunci nu deranjați. Puteți să faceți copilirea, puteți să faceți, da, lucrările ca atare și eventual să intrați cu un utilaj, cu un motocultor. Nu pot, numai cu mâna, cu sapă, cu numai, mâna, cu secera. Atunci, singura chestiune, unealtă universală. Da, am înțeles. A doua problemă care o am prin... Dar vreau, numai un pic, da, vreau să vă spun că după ce ați făcut, ați umblat la corz, le-ați rupt, le-ați tăiat, mă rog, da, ați făcut, mă rog, aranjarea, da, să vă cumpărați produsul video. În momentan am cabriotop. Cabriotop, dacă nu cabriotop. Alo? Da. S-a întrerupt. Nu s-a întrerupt, noi vă auzim. A, da. Am cabriotop, am cemp, pot combina cemp cu... Nu faceți, cabriotop? Deci cabriotopul îl dați... Singur, da, cu un cabriotop cu nisorun. Da, nisorun sau Nova din Progres. Sau Nova din Progres, corect. Da, bun. Am mai pus albit, am pus la celelalte stropiri, am folosit foliplast. Da, albitul vi l-am recomandat în special pentru legarea florilor. Nu mai e necesar acum, că e, da, via foarte frumoasă, decât că am întârziat-o din cauza ploilor, iar apoi a fost seceta și mi-a fost teamă să umblu la vie pe căldurile, da, alea mari. Să aveți grijă, să urmăriți evoluția, pentru că acum pe căldurile astea poate să apară făinarea și mana.
am urmărit pentru că în ceilalți ani am pierdut și acum vreau să facem ajun la toamnă. Da. A doua problemă care o am, prin porumbe am pus fasole. Da. În schimb, nu scap de pir. N-am ierbicidat decât foarte puțin și pirul tot n-a dispărut. Acum, dacă eu am să stropesc pentru gărgăriță la fasole, îmi cauzează la porumb? Nu. Bun. Puteți liniștit. Pot să dau cu talent? Puteți să dați cu orice insecticid. Am reținut. Prestii sau altceva. A doua problemă, a treia problemă care o am, am treierat grâul. Da. L-am băgat în magazie ieri. În schimb, are, cred că plori, ce spun oamenii, că îi spun. Cobiol. Din aceea urând mirositoare. Notați-vă, cobiol. Kappa apostrof obiol. Cobiol. Este pentru dezinsecția spațiilor de depozitare. Da. Trebuia să faceți lucrarea asta înainte de a pune grâu. Păi am dezinsectat înainte, dar acum am pomenit cu... Nicio problemă, folosiți produsul respectiv, insecta mare. Am stopit înainte în magazin, am dezinsectat, am mai avut puțin Reordan și am dat înainte, dar acum am zis că... Moare insecta, liniștită. Uh-huh. Bine, o zi bună și toate cele bune. Mulțumesc tare, mă numai bine. Alo, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo. Bună ziua. Alo. Alo. Da, vă ascultăm, spuneți. Sunt Mihai de la Piața Neamț. Da, vă ascult. Cu ce să stropesc cartofii? Și vă spun că am un precedent aici. Da. Am stropit cu mospilan. Da. Dar pe mospilanul ăsta... L-am pus un pic de 3 grame la 20 de litri de apă. Foarte rău ați făcut. Așa scrie pe Nu. Un plic de 3 grame, puneți-l în 10 litri de apă. Faceți doza, eu am spus în repetate rânduri. Când faceți tratamentul, primul tratament... Eu am plicul în mână. Am înțeles ce spuneți dumneavoastră. Am înțeles. Da, să scrie la 20 de litri de apă și mi-a fost seama să pun la 10. Deci, alo. Da, v-am ascultat. Ascultați-mă dumneavoastră acum pe mine. Da, deci, cu ce să dau eu acum? Că e două oară când dau cu mospilan. Și rezultatul? Zero. E, de asta v-am spus. Un plic de 3 grame îl puneți în 10 litri de apă. Și mai adăugați încă o fiolă de calipso. Da? Și atunci ați rezolvat problema. Deci, să nu mai pun... Alo? Da. Dacă n-aș mai pune mospilan, să pun altceva, mai bun, mai este... Bun, notați. Da. Midaș. Să scrie M-I-D-A-S-H. Da. Midaș, 20 de mililitri în 10 litri de apă, dar să-l combinați fie cu produsul video, fie cu produsul Katanga. Da? Video? Sau Katanga. Katanga. Da. Ați reușit să notați? Ați reușit? Am scris, da. Bun. Acum... Cu ce să stropesc roșiile? Roșiile mele cu aceleași produse pe care vi le-am spus să stropiți cartofii. Recoltați acum? Recoltez, da. Recoltați roșii? Da, trebuie să fie atunci dacă recoltați roșii, folosiți produse pe bază de cupru, cemp sau cempion sau funguran sau triumf, da, în doză de 20 de grame. La 10 Cempion, litri de funguran, triumf, 20 de grame la 10 litri de apă, triumf, da, în combinație, 20 grame la 10 litri, da, în combinație cu un liant. Și eu vă recomand produsul Zizan. Plus? Zizan. Zizan. Da? Sau dacă nu găsiți produsul Zizan, atunci
mai sunt și alte fungicide care se combină. Deci mi-e trebuie să fie de contact, așa. Nu am probleme. Sau dacă ați avut probleme în anii anteriori cu putregaiul cenușiu, să folosiți... N-am avut niciodată nicio problemă, în afară de niște opătare cafenie anul trecut. Bun. Care, da. Altceva nu am avut, infecție nu am avut și nu am nici acum. Sau vă mai recomand încă ceva, dacă găsiți și aveți timp, zeama bordeleză. Zeama bordeleză, cu asta am supit prima stropire. Așa, dar puteți să continuați până în toamnă cu zeama bordeleză. Nu este nicio problemă. Da, ăsta cu... cum îi spune... îmi scap acum, revin eu imediat. Ridomilul. Ridomilul nu-l amestecați cu zeama bordeleză. Pentru că dacă folosiți... Eu am în stoc. Stați un pic. Care e mai bun dintre ele? Numai un pic, să o lămurim. Dacă recoltați roșii, nu mai folosiți ridomilul. Da, bun. Pentru că el este produs sistemic și dumneavoastră timp de 7-8 zile nu aveți voie să recoltați. Da. Deci acolo interveniți cu produsele de contact, care vi le-am spus, sau zeama bordeleză. Zeama bordeleză, asta îmi convine cel mai bine, am experiență cu ea. Da. Alo? Da. Am la vinete, la câteva tufe de vinete, parcă-s prăfuite cu cenușă, cu nisip, cu ceva foarte mărunt, nu se vei mă uita, cu ochelari, cu o lupă, nu mișcă nimic, fundele se îngălbenesc și cad. Ascultați-mă, acolo aveți acarieni. Acarieni, da. Ce le dau? Și dumneavoastră... Nu ne-am sopit niciodată cu nimic anul ăsta. Bun. Trebuie acolo folosiți ridomilul împreună cu nisorun. Deci ridomil... Plus nisorun. Deci 25 de grame de ridomil. 25 grame? De ridomil. Așa se vinde pliculețul. Da. Și 5 grame, și 5 grame de nisorun la 10 litri de apă. Nisorun. Mai aveți culturi, mai aveți întrebări? Mai am. Haideți că mai așteaptă și alții. Da, aștept, și am așteptat de când vreau să prind. Haideți, alo. Vă rog, îi respect pentru cei care... Alo! Da, alo! Da, vă ascultăm, spuneți. Alo! Cu ce stropesc ardeii? Cu ce stropiți vinetele? Deci, aceeași ca să... Deci, vinetele. Substanțele care vi le-am spus... Ascultați-mă! Substanțele care vi le-am spus, ridomilul, împreună cu nisorunul, puteți să-l folosiți la tot ce aveți în grădina de legume și nu recoltați. Să sperăm că ați înțeles, o să vă rog să ne urmăriți și în continuare, pentru că noi toate tratamentele vi le-am făcut astfel încât să folosiți niște combinații și să dați pe toată cultura de legume fără să mai reluăm pe fiecare cultură în parte. Vă dorim multă sănătate! Sanitel, dezinfectăm pentru mâini și suprafețe. Sanitel, în rețeaua magazinelor Glisando. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo, bună ziua, sunteți în direct. Alo, lăsați televizorul și ascultați-ne, vă rog frumos, în telefon. Alo. Colegi, ne ascultați în telefon. Alo. Ne ascultați în telefon. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Ne ascultați în telefon. Alo. Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Mă numesc Danile de la Bacău. Vă ascultăm. Da, spuneți. Auzi, domnul doctor, ce rugăminte am la dumneavoastră? Am fasole și nu au făcut nimic. Așa. Vreau să scot afară, să se arză pâi mazării. Merge? Merge. Cât se poate de repede. Sau fasole de 6 săptămâni. Nu mai pui nicio păpâi mazării. Da, se poate. Are și alte rugăminte. Am altoit un măr. Da. Și din sub încrăpătura am făcut. Da. Și
Mi-au ieșit dintr-o mrădiță din aia, mi-au ieșit de la doi ochi, mi-au ieșit două coroane, cum s-ar spune, două mrădiță. Nici o problemă. Le las pe amândouă? Le lăsați pe amândouă. Și vedeți care se dezvoltă. Domn doctor. Vedeți care se dezvoltă mai frumos, da, aia o lăsați și pe aia la altă o suprimați. Lăsați egale amândouă. V-am spus, lăsați-le să se dezvolte până în toamnă. Și în toamnă, da, care este mai frumoasă, o lăsați și cealaltă o tăiați. Am vrut, de acum 2 ani, trebuie să plorească la anul ce vine. Da, nicio problemă. Am atâta, domn doctor. Ba, da. Restul... Doamne ajută! Multă sănătate! Vă mulțumesc mult și numai bine! Multă sănătate! Alo, bună ziua, vă ascultăm! Alo, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua. Bună ziua, domnul profesor și bună ziua, doamna Cristina. O problemă am și eu. Am un nuc bătrân de vreo 20 de ani și a început să-i crăpe coaja jos la suprafața pământului. La nuc? Să-i exfoliază așa, să nu, se poate ridica ca la un lemn uscat. Să vă întreb ceva. Ce specie-i nuc? Nuc, da, da. Deci acolo unde vedeți dumneavoastră că îi crăpați sau că se exfoliază, da, exfoliați-o mecanic, deci o răzuiți până când dați de coaja verde. Da. Și o badijonați cu un produs pe bază de cupru. Faceți o pastă din cem sau din cempion sau din funguran și o dați cu, cu pensula pe toată suprafața aia care ați curățat-o. Și da, rana se cicatrizează. A apărut și parcă ceva alb, ca un fel de mucegai, așa să zic eu. Deci faceți ceva, am spus că produsul respectiv oprește și infecțiile vis-a-vis de ciuperci. Da, da, da. Am înțeles. Altă problemă, da, aș mai avea. Cu rotația culturilor, spuneți-ne cum, adică se poate pune legume după cartof? Deci și cartoful este tot o legumă. Nu, mă gândeam la boli, la ceva să nu se transmită. Se transmit. Deci cartoful are boli comune cu ardeiul, cu roșiile, cu vinetele. Da. Deci și acolo dacă... puteți să puneți dumneavoastră altceva. Să puneți morcov eventual, să puneți fasole. În locul unde a spus cartofii. Sau da, să puneți porumb. Da, și că am o problemă cu legumele, cu roșiile, cu virusul la ele și am Să știți că virusul nu este în sol. Virusul poate să fie în sămânță și noi am făcut în permanență apel la dumneavoastră să aveți grijă de unde vă cumpărați sămânța. De unde vă cumpărați răsadurile? Că acum toată lumea face și sămânță, face și răsaduri, dar recoltează semințele de la plante bolnave. Și virusii se transmit, și virusii și bacteriile se transmit prin sămânță. Și al doilea vector de transmitere, sau a doua metodă de transmitere, este de la o plantă virusată la alta, prin insecte, prin cicade în special. Deci dacă aveți o plantă bolnavă, virusată și restul sănătoase și nu combateți dăunătorii, acel dăunător mută virusul de la o plantă la alta. Mai bine o scoateți afară și o aruncați. Da, păi am o invazie de musculiță albă. Musculița albă de seră poate să fie un dăunător foarte, mă rog, și se combate destul de greu. Eu v-aș recomanda... Păi am copii de 4 ori. Prima dată am zis că am făcut soluția prea slabă. Nu, pe urmă am pus la 5 litri. Da, și? Și nu, degeaba. Deci și-ați, nu... Și-ați făcut? Ce insecticid ați folosit? Am pus și Movento și am stropit și cu Ortivo. Ortiva este fungicid. Talent. Talentul e bun. Dar la Talent să puneți 20 de mililitri în 10 litri de apă. Când ați făcut tratamentul de combatere a acestui dăunător, musculiță albă de seră, ați făcut tratament și la plantele din jur sau dacă sunt e în seră și la folie și la sistemul de susținere? Da, am stropit, am făcut greșeala și am pus le-am prin picurare și am pus conopidă
în mijlocul lor. Am vrut să departajez cumva. Deci trebuie undeva, trebuie undeva să separați vărzosele de celelalte legume, pentru că musculița albă de seră preferă conopida, varza, brocoli. Da, și acum ce să fac? Să le puteți pe toate cu nu, 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 lucruri? Nu. Puteți să faceți, v-am recomandat, produsul Mavric. Mavric, a, sau, da. Sau, deși să folosiți la Mavric 5 ml în 10 litri de apă. Sau produsul Midaș. Da. Și 20 de ml la 10 litri de apă, bineînțeles, în combinație și cu fungicidul care să combată mana, să combată făinarea. Da, pot să pun și foliar, da? Încă foliar, nu foliar, foliar de fiecare dată. Puteți să puneți foliar. Folii Calmax. E un produs foarte bun cu o mulțime de microelemente. Sau folii, sau folii plant. Sau Fertitel. Sau... Aveți o serie de îngrășăminte foliare care le puteți pune, dar vă rog, când aveți musculiță albă de seră, stropiți toate plantele din jur, inclusiv buruienile cu insecticide. Buruienile, eventual, să le eliminați. Musculița, pe timpul tratamentului, migrează pe acele plante netratate și după două zile revine pe plantele de cultură. De-aia nu reușiți să o combateți. Am în apropiere... lucernă și am observat sunt merge pe lucernă, merge pe salată, merge pe spanac, merge pe mărar, pe rostopască, pe orice buruiană găsește, ea se refugiază cât simte mirosul de insecticid. Pe lobodă, pe știr se instalează acolo, stă 3-4 zile după care revine la cultura dumneavoastră. Atacă, adică poți să stropești și castraveții, dovlecei tot la fel cu mine, castraveții. Trebuie neapărat să-i stropiți și acolo, și la castraveți să refugiază, și la dovlecei, și în special de desubtul frunzei. Da, păi am observat că pur și simplu azi le stropeam, a doua zi erau la loc pe plante. Da, dacă aveți castraveții pe plasă, atunci trebuie neapărat să stropiți și de o parte și de cealaltă. Da, da, da. Mai aveți întrebări? Da, vreau să vă întreb cu varul. Este bun la dezinfecția solului? La? La dezinfecția solului, la nu. Nu, nu, nu ca nu. Și dezinfecție. Vă spun, varul are mai multe varul. Este un produs care puteți să îl folosiți... Teracalcul. Cum se folosește acest produs? Deci, între rândurile de roșii, între rândurile de, mă rog, ce aveți dumneavoastră acolo, ardei, vinete, puteți să pudrați solul și să-l incorporați în sol. Dacă îl incorporați în sol, reface structura solului. Dacă rămâne deasupra și aveți melci fără casă, îi omoară. Da. Da? Dar să știți că dacă vreți să folosiți varul ca și dezinfectant de sol, nu rezolvați o mare problemă, pentru că dăunătorii nu îi omoară varul, ciupercile le anihilează, dar numai pe cele unde ajunge produsul. Deci nu rezolvați mare lucru. Puteți să puneți varul, de exemplu, în spațiile de depozitare, pe pereți sau pe jos, astfel încât să constituie o barieră pentru produsele care urmează să le depozitați acolo. Dar să puneți var pe pământ și să le încorporați în sol, să credeți că omoară ciupercile, bacteriile și dăunătorii din sol, nu. Da. Și mai am o problemă, sora mea m-a rugat să vă întreb. A pus astă iarnă, a aruncat gumiul de la păsări pe loc și acum a pus grădina de legume, roșiile. Ea zice că din cauza aceea nu i s-au dezvoltat roșiile. Nu. A apărut o gălbeneală și nu le dă voie să dezvolte. Nu, vă spun din ce cauză. De ce gălbeneala aia e lipsă de azot. Găinațul nu conține azot. Conține foarte mult fosfor. Acolo unde se administrează îngrășăminte cu un singur element sau cu două elemente, produceți un dezechilibru. Și atunci plantele reacționează. Spre exemplu, aici gălbeneala ala este dată de lipsa de azot. Puteți să completați cu un produs care are mult azot. Și chiar foliar, foliplantul, îl puteți folosi. Da.
sau folic Calmax. Și ăsta puteți să-l folosiți. Ea era nedumerită că din cauza dumneavoastră a avut problema asta. Nu, nu. Deci v-am spus. Dezechilibru dintre azot, fosfor și potasiu poate să creeze fenomenul ăsta de colorit galben. Și dumneavoastră ați produs dezechilibrul ăla prin administrarea găinațului care conține numai fosfor. Da, domn profesor, vă mulțumesc. Sănătate și dumneavoastră, mulțumim. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo. Bună ziua, sunteți în direct. Bună ziua, doamna Cristina. Vă ascultăm. Sunt o bătrânică dintr-o comună, năcăjită și bolnavă. Am niște roșii, așa. 50 de fire. Și atât am niște frumos, am dat cu foliarbă, mi-ascult și eu ca o bătrână mărită aici, că umblu cu bota. Și nu mi-au făcut roșii deloc, atât azi de frumos și de și îngrijite. Și nu, atât azi de năcăjită. Nu înflorit. Nu, acum au înflorit oriunde de flori și au căzut toate florile. Nu știu, am greșit eu cu stropitul și am făcut. Cu ce ați stropit? Am stropit cu ridomir și odată cu zamă boldoreză. Dar nu, n-ați greșit tratamentul. Probabil că din cauza condițiilor climatice mai cad florile și la multă lume am întâlnit asemenea fenomen. Vai, se mă năcăjesc să vă prind, niciodată n-am vorbit cu dumneavoastră. Dar nu nicio problemă. Copilul râde, mine zice, mamă, la 80 de ani te-a pus. Dar foarte bine, la telefon. Niciodată nu e prea târziu și noi vă încurajăm. Da, și cu ce să le stropesc, domnul profesor, scump și dragă doamna Cristina, că-s bătrânică și nu știu ce să fac. Deci, v-am spus, acum, dacă mai aveți ridomil sau dacă nu, să vă procurați ortiva. Fortiva? Ortiva. O. Ortiva. Ortiva. Ortiva este un produs... Ridomil nu mai am, numai zeama bordoreză, aia nu-i bună. Zeama bordeleză trebuie folosită în momentul în care roșiile dumneavoastră sunt spre cocere și vreți să le consumați. No, bine, vă mulțumesc. Da. Nici frumos am dat cu foliar, nici negre, nici legate frumos. O să facă flori mai încolo. Mai încolo. Și domnul profesor, la castraveți cu ce să stropesc? Acum încep să mi se facă, ca la bătrâne. Deci să fac castraveți. Aveți castraveți deja, da? Da, avem. Dar eu pentru copii, numai pentru mine, pe două rânduri de plapă. Numai cu zeamă bordeleză să-i stropiți odată la 5 zile. Bine, vă mulțumesc, la Ardei nu mi se dezvoltă deloc. Acolo, dacă am nu se dezvoltă... Am cumpărat frumos, care au fost mai scump din piață, doar 50 de chiri am cumpărat, nu mult. Să-i spuneți la fiul dumneavoastră să vă cumpere produsul Albit. Albit? Da. Vă mulțumesc din tot sufletul. Sănătate. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu multă sănătate pe amândoi. La fel și pe dumneavoastră. Doamne, ajută, mulțumesc din tot sufletul. Putere de muncă vă dorim și mulți ani fericiți și sănătoși. Vă iubesc, așa îmi ziceți de dragă, trei feci. Am una ca dumneavoastră blondă, sărăralte sunt tine brunete. Mulțumesc frumos, multă sănătate. Dumnezeu să vă poarte de grijă la amândoi. Doamne, multă sănătate vă dorim. Iată că oameni de toate vârstele și tare mi-s dragi oamenii în vârstă care încă mai vor să facă și să mai lucreze și săraca bunicuță pentru copii. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo, bună ziua. Cred că telespectatoarea din înaintea dumneavoastră este un exemplu pentru copii. Haideți noi tinerii să le dăm o mână de ajutor celor în vârstă și să-i susținem că merită. Au muncit o viață întreagă. Bună ziua, vă ascultăm. Alo, bună ziua! Bună ziua! Fiți vă rog, amabil, am niște pomi de rodii, îmi floresc, dar nu leagă. Îmi cad florile. Pomi? Rodii? Rodii, da, îmi floresc bine, au câte 70-80 de flori, dar nu fructifică. Unde-i țineți? Sunt afară? Da, sunt afară. Să știți că nu sunt original de la noi și se dezvoltă destul de greu la noi în țară. Trebuie o perioadă de acomodare. De când îi aveți plantați? Spre exemplu, i-am plantat astă toamnă, i-am luat la ghiveci mare cu fructe în ei. Da. A traversat foarte bine iarna, i-am protejat, vegetează excelent, au flori, chiar peste cât mă așteptam.
În schimb, nu se formează fructul. I-a încercat dumneavoastră un tratament cu produsul Amalgerol. Amalgerol? Amalgerol. Încercați tratamentul ăsta să vedeți dacă planta își revine, că va trebui să-i dați un... să eliminați... Planta dumneavoastră sufere un stres și de aceea avortează florile. Dar nu este acomodată suficient la condițiile climatice din zona dumneavoastră. Și atunci amalgerolul elimină stresul plantei. Să încercăm, să vedem, poate că asta este cauza. Este un foliar amalgerolul, nu? Este un produs foliar care poate fi aplicat și la sol. Deci pe plantă și la sol. Dar nu l-amestecați cu nimic altceva. Da. Vă spun... Eu i-am dat cu Cupridin? Nu. Îngrășământ, fungicid, ce este? Nu, este un foliar. Cupramax sau ceva de genul. Cropmax. Da, Cupermax, Copermax. Nu? N-are importanță, trebuie să țineți. Ăla este un fungicid, dar vă spun, deci toate sunt într-un fel sau într-altul. Produsul care vi l-am recomandat eu este din alge marine. Și el elimină stresul plantei vis-a-vis de condițiile climatice. Probabil că plantele dumneavoastră nu sunt adaptate încă condițiilor climatice din zona unde le cultivați. Sunt luate din aceeași zonă. Da. Sunt luate din aceeași zonă, au fructificat acolo, le-am luat, le-am plantat. Am și cati, și banana nouă. Și ăla poate să constituie un stres, mutarea dintr-o parte într-alta. Încercați dumneavoastră, dacă aveți flori, faceți experiment pe o jumătate de pom. Încercați să le polenizați. Luați o pensulă de asta mică, fie de machiaj, fie de pictat. Și atingeți florile, ca dumneavoastră să polenizați florile. Deci florile între ele. Da, florile între ele. Luați fiecare floare deschisă și o atingeți cu pensula. Ca și cum ar umbla albina între ele. Acolo e foarte clar că nu se produce polenizarea. Dacă pomul înflorește și nu leagă florile, este un deficit de polenizare. Fie umiditatea atmosferică nu permite polenului să se matureze și atunci nu se fecundează floarea, fie probabil că are nevoie de un bun polenizator, fiind acolo mai mulți de unde i-ați luat dumneavoastră să se polenizau între ei, nu știu, dar cert este că fenomenul și mecanismul este dacă plantele înfloresc și nu leagă flori, nu se produce polenizarea. Vegetează foarte bine, înfloresc foarte bine, am 7 pomi, am 6 cachi, o parte dintre ei au fructificat, o parte încă nu. Am înțeles. Încercați așa să polenizați dumneavoastră, să vedem dacă de acolo pleacă problema. Da, plus acel foliar amalgerol. Amalgerolul, da. Obligatoriu, pentru că agenții antistres elimină stresul cauzat de factorii climatici, fie diferențele de temperatură între zi și noapte, fie umiditatea ridicată prea mare, fie căldura prea mare pe timpul zilei. Da, diferența între noapte și zi. Poate să afecteze polenul, calitatea polenului, ceea ce nu mai duce la polenizare. Da. Și amalgerolul stropesc cu pompa și pun și pompa faceți, vă spun cum să faceți cu produsul respectiv. Așa, 100 de mililitri îl dizolvați într-un litru de apă caldă. Apă caldă, da. Și după aceea, soluția respectivă, după ce ați omogenizat-o bine, o turnați în 9 litri de apă rece. Și faceți 10 litri de soluție cu care puteți să stropiți plantele și să udați și pământul. Da, am înțeles. Este o soluție, este o substanță care se dizolvă greu în apă rece, stă deasupra. Am înțeles. Deci amalgerol 100 de mililitri într-un litru de apă caldă. Și după aceea turnați soluția respectivă după ce ați omogenizat-o în 9 litri de apă rece. Da, am înțeles. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo. Alo. Bună ziua, sunteți în direct. Să rămână. Vă ascultăm.
termina, doamna Cristina, bună ziua, domn profesor. Bună ziua. Multă stimă și respect pentru tot ceea ce faceți pentru noi. Vă ascult. Am o problemă. Am și un mic solar, așa, de circa 40 de metri pătrați. Da. Am procedat exact cum a spus dumneavoastră, l-am formalizat. Am luat semințe de la firma care mi-ați recomandat-o dumneavoastră. Da. Am două soiuri de roșii foarte frumoase. Mărturisesc că unele roșii acum stadiul de aproape la o jumătate de kilogram una. Corect, da. Frumoase, sunt mândru de ele. Am și câteva plante de astea luate de la un semânță făcută de mine, dar procurată de la cineva. Da. Și am făcut un răsat și are o creștere așa tija, e așa sinusoidală. Și pe tijă au apărut niște umflături așa gălbui. Da. Eu m-am speriat, cu toate că am tratat eu ăsta, am făcut câteva tratamente cu Ridomil, cu Mospilan. Nu au niciun efect. La fenomenul respectiv nu au niciun efect produsele respective. Plantele care le aveți, așa cum mi-a spus dumneavoastră, este vorba de un virus. Și alea să le eliminați. Le-am eliminat deja. Le eliminați pentru că nu aveți nevoie de plante bolnave și experiența asta să nu mai faceți, pentru că de multe ori se greșește luând semințe sau luând, mă rog, fructe foarte frumoase de la plante bolnave. Și dumneavoastră nu le-ați observat. Da, aici e vorba numai de câteva fire care le-am... Da. Da, da, cele fire vă puteau îmbolnăvi și restul plantelor sănătoase. Exact. Restul le-am de la prima hectară, toate răsadurile făcute de mine și am procedat exact cum ați indicat noastră și am foarte frumoase, sunt mândru chiar de ele. Să grijiți, să faceți numai tratamentele la timp și o să vedeți o producție extraordinară. Firma respectivă are niște ingineri angajați care știu de unde să iei semințele. Să știți. Și le studiază și le studiază. Au aparatură anume, urmăresc fenomenele îndeaproape. Îți plătiți pentru așa ceva și fac meserie. Am înțeles. E un sfat extraordinar și vă mulțumesc pentru el. Aș avea încă o altă problemă. La aceleași roșii, adică la toate fructele, s-au înflorit așa fructul la vârf. La vârf? Acolo jos? Da, jos, la vârf, fructul se dezvoltă, dar e crăpat așa. Eu am zis că e poate exces de umiditate. Excesul de umiditate să fie. Sau diferențele sau alternanțele între perioade cu secetă și exces de umiditate duc la umflarea celulelor și ele crapă. Și acolo unde crapă se cicatrizează. Se cicatrizează, dar nu sunt stricate. Nu sunt tocmai de aia. Dar ați avut... Nu se strică, se cicatrizează. Plantele respective, noi am mai spus-o, ele au o rezistență la un virus care de regulă se întâlnește la tomate. Virusul mozaicului tutunului este un virus extrem de dăunător. Și genele plantele care au fost ameliorate la Agrosel, pur și simplu sunt ferite de atacul acestui virus. Ideea este ca dumneavoastră să-l întrețineți culturile corespunzător, ceea ce ne-ați reclamat că au acele crăpături și deformate la vârf, din cauza diferențelor între perioadele de secetă și perioadele de umiditate excesivă. Da, am înțeles. Și aș avea încă o mică întrebare la dumneavoastră. Dacă acum ele deja... Poți să le tratezi cu zeamă bordeleză? Deci dacă aveți perioada de recoltare. Nu e încă de recoltare, dar deja ele și-au schimbat culoarea, au început să fie rozalii. Bun, atunci folosiți zeama bordeleză sau puteți să folosiți produsele pe bază de cupru. Cempu, cempionul, funguranul, cosaidul, triunful, alcupralul.
Asta le puteți folosi. Cupferolul este sau un produs. Cupferol este un produs nou apărut pe piață, tot de contact. Utilizați produsele respective la tratamente, însă recomand la toată lumea să decupați frunzele ultimele etaje. 20 de centimetri să fie garda de la sol până la primul etaj de frunze, iar când faceți tratamentul, să stropiți pământul de sub plantă. Asta așa am procedat, că am mai ascultat emisiunea noastră și așa am procedat. Și atunci pur și simplu anihilați efectul sporilor de ciupercă, de mană sau de făinare care sunt pe sol. Acolo sunt necazurile, în sol. Mai aveți întrebări? Da, dacă zeama bordeleză o pot amesteca și cu greșelul foriplan? Zeama bordeleză nu o amestecați cu nimic. Zeama bordeleză o dați așa cum este ea preparată în plic. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult și multă stimă și respect pentru tot ce faceți dumneavoastră. Multă sănătate vă dorim și dacă tot vorbim de recoltarea legumelor, să nu uităm de aplicarea îngrășămintelor cu calciu, folic calmax sau foliplan sau fertitel. Orice produs care are în componență calciu, aplicați-l înainte sau înainte de coacere, pentru că asigură o fermitate pulpei fructelor și va rezista mult mai bine la păstrare. Publicitate, revenim și cu alte informații.